Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, în emisiunea în direct. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre proiectul de termoizolare a blocurilor din capitală, precum și despre o conferință de presă care a avut loc în această zi, axată pe tema respectivă. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm cu Sergiu Tofilat, expert în energetică. Bună seara! Bună seara! Și cu Ianuș Cușnir, specialist în domeniul locativ comunal. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Tofilat, haideți să ne spuneți care a fost scopul conferinței de presă de astăzi și care au fost în același timp vulnerabilitățile atunci când vorbim despre acest proiect care se vroia a fi unul destul de măreț. Da, deci conferința de presă de azi pe care am organizat-o este a doua la număr și ne pare rău că asta este unica metodă prin care noi ne facem auziți, pentru că primăria ignor absolut, noi ne-am scris și petiții și ne-am întâlnit cu consilierii, am venit cu mai multe propuneri și explicăm riscurile care sunt legate de proiectul BERD, ăsta de 25 de milioane de euro pe eficiență energetică. Și în conferința de presă am adus argumente că noi suntem, să spunem așa, îngrijorați de faptul că primăria vrea să implementeze un proiect atât de mare, având în vedere că un proiect analogic, mai micuț, MOREF, care prevedea înlocuirea ușilor și ferestrelor, a fost implementat cu grave abateri de la lege și cu deturnări de fonduri. Deci noi am făcut o paralelă și am explicat, dacă la un proiect micuț de 500 de mii de dolari s-au făcut lucruri urâte, păi închipuiți-vă ce se întâmplă cu un proiect mare de 25 de milioane. Și nu este ok când lucrurile se fac pe sub masă, pe ascuns, netransparent, pentru că dacă este un proiect bun, o inițiativă pe care toți o susțin, de ce nu se dorește să fie lucrurile transparente, să fie făcute consultări publice și să ne explice cine se ocupă de implementarea proiectului, ce experiență au aceste persoane, cine pe dânsii numește, cine verifică calitatea lucrărilor, cine selectează antreprenorii care vor face lucrări. Știm concret numele, familia, cine a fost numit și dacă oamenii ăștia într-adevăr merită sau nu să se ocupe de acest proiect. Pentru că până la urmă creditul îl achită bugetul municipal, adică noi toți. Și vrem să știm cum se va gestiona acest proiect. Domnule Cușter, primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, spunea chiar în ședința, dacă nu mă înșeală memoria, de această săptămână, că toate proiectele europene sunt finalizate și avem o monitorizare. Chiar și în acest eveniment pe care l-ați desfășurat astăzi, ați dat această secvență. Haideți să pornim la această idee și să ajungem la acest proiect finanțat de BERD și de BI. Ideea, în esență, e foarte simplă. Primarul, la ședința din 23 februarie, la Consiliul Municipal, solicitată din partea consilierului când a fost runda de întrebări dacă sunt acuzații vis-a-vis de implementarea neeficientă a fondurilor europene în municipiu. Și noi o să dăm exemplu concret. Pagina, proiectul, investițiile care au fost făcute. Respectiv, consilierii la moment n-au putut da o informație fermă și respectiv, ținând cont de faptul că noi împreună cu Sergiu deja în decurs de 3 luni de zile lucrăm la acest proiect, noi am venit cu argumentele, gen că astfel de proiecte au mai fost implementate și noi cunoaștem deja experiența negativă a administrației publice de gestionare a proiectelor ce sunt de investițiile care vin de atât pe linia BERD-ului cât și pe linia BEI-ului. În situația cu proiectul MOREF, unde au fost inclus 206 blocuri, nu, ne-a luat ceva timp ca noi să identificăm care sunt aceste blocuri, fiindcă noi am făcut solicitare începând de la Direcția Locativ Comunală să ne informeze. Spuneți-mi, vă frumos, domnul, cine a fost coordonatorul de proiect? Elementar, manager de proiect. La solicitarea noastră de la Direcția Locativ noi am primit următorul răspuns. Direcția Locativă nu cunoaște numerele unei persoane în calitate de coordonator. Noi spunem, bine, mersi. Spuneți-mi, vă frumos, cine a selectat agenții economici, componența comisiei care a selectat agenții economici care să facă aceste lucrări. Răspunsul de la Direcția Locativă Comunală că dumnealor nu poate da astfel de informații, deoarece MGF-urile, JEC-urile, MGF-urile au făcut licitație. Noi aceleași întrebări acordăm MGF-ului și respectiv în urma solicitării care noi o facem deja de la întreprinderea municipală pentru gestionarea fondului locativ, nu dăm următoare informații.
Toată informația pe care voi solicitat este la Direcția Locativă Comunală. Adică ce se primește? Direcția Locativă Comunală într-o măsură spune că MGFL-urile sunt posesoare de informație, MGFL-urile spun că stai bă, că Direcția Locativă Comunală e posesoare de informație. Și noi stăm într-o situație, păi, vă cine aveți până de proști? Care e situația? Și am început singuri, încetășor, step by step, să identificăm care sunt blocurile unde s-au făcut lucrări și care sunt blocurile unde nu s-au făcut lucrări. Și ăsta este un argument, o secundă, ăsta este un argument incontestabil, că deja avem un proiect finanțat pe banii europeni, care deja nu este implementat cu succes. Domnule Tofilat, vreau. Noi am început, am dat întâmplător de acest proiect cu MOREF-ul, și am aflat că el ține de eficiență energetică, deci primăria a publicat proiectul bugetului municipal pe 2017, și noi am analizat care materiale au fost prezentate, pentru ce se vor cheltui banii publici. Deci în anexa 11, care ține de plățile la credite și împrumuturi, iată avem anexa 11, noi am găsit și proiectul care ține de MOREF. Deci primăria planifică anul acesta să achite din bugetul municipal 1.209.000 lei rate la credite și încă 1.085.000 de lei dobânzi la credite. Ce fel de credite sunt astea? Exact creditele care le-au luat MGFL-urile de la Molding Combank pe proiectul MOREF ca să schimbi ușile și ferestrele în blocuri. Așa, este vorba de decizia numărul 6/23 din 2/10/2014, iată, prin care Consiliul Municipal împuternicește MGFL-urile să ia credit de la bancă și împuternicește primarul să semneze din partea municipiului contractele de fidejusiune, adică primăria garantează creditele luate de MGFL-uri. Și acum revenim la conceptul de eficiență energetică. Chiar vă rog. Când, deci, ideea este foarte simplă. Dacă noi facem careva lucrări la bloc, scopul este care? Să reducem consumul de energie sau de căldură. Respectiv, facturile trebuie să scadă, da? Să primești o economie. Păi din această economie, beneficiare, adică locatare, trebuie să achite costul lucrărilor. Dar la noi se primește că s-au făcut lucrări și s-au făcut încă nu în deplină măsură, dar le achită nu beneficiarii, și primăria. Și noi vrem să vedem, dar cine a fost responsabil de așa fel de proiect și de ce s-a hotărât că iată primăria trebuie să achite aceste lucrări. Pentru că, stați un pic, noi plătim impozite cu toții, bugetul municipal se formează din contribuția tuturor, dar nu știu de ce primăria a hotărât că iată aceste blocuri trebuie să beneficieze de lucrări. De ce nu s-a făcut un concurs public? Fiecare asociație de locatari care dorește, vine și depune documentele, nu așa cum hotărăște chirtoacă sau persoanele care le-a hotărât el că o să se ocupe de proiect. În asta constă problema. Și analizând, am încercat să vedem, dar în baza cărei decizii a fost numită componența comisiei. Comisie, da. Haideți să vedem, da. Ce e cu comisia? Comisia care propriu zis a selectat agenții economici. Exact. După ce criterii? Da, după ce criterii, dar e nominal. Numele membrilor comisiei, că noi îți cunoaștem, au competențe sau au mai făcut astfel de lucruri și să te iarăși, făcând solicitarea la MGFL, ei îmi spun că informația în cauză ei nu pot prezenta deoarece această informație este la Direcția Locativă Comunală. Nu doar facem interpelarea, facem solicitare către Direcția Locativă Comunală, membrii comisiei și în baza cărui dispoziția a fost numis, la care îmi spun că informații nu putem să prezentăm deoarece nu de asta încă noi iarăși în GFL, un alt să dau. Noi cu Sergiu am petrecut o perioadă îndelungată în studierea tuturor dispozițiilor pe care le-a emis Dorin Ghertoacă și am identificat primăria municipiului Chișinău, dispoziția numărul 645 din 20 august 2013 cu da. Privire la crearea comisiei de selectare a agenților economici în vederea executării lucrărilor de confecționare și instalare ferestrelor și a uștilor scărilor blocurilor de locuință. Se constituie comisia pentru selectarea agenților economici în vederea executării lucrărilor de confecționare, instalare ferestrelor și a ușilor, scărilor blocurilor de locuință în următoarea componență. Culmea a fost că noi am făcut componența propriu-zis comisiei. Coteț Vladimir, viceprimar al municipiului Chișinău, este președintele comisiei. Vicepreședintele comisiei este director interimar a Direcției Locative Comunale, Vlad Ungureanu. Direcția Locativ Comunal, pe de o parte, nu îmi spune nici nu poate informația asta, dar pe de altă parte, directorul interimar este vicepreședintele comisiei. Noi uităm, secretarul comisiei este domnul Ghenadi Dubiță, șef interimar a Direcției Administrației Fondului Locativ Comunal, a Direcției General Locativ Comunale. Noi vedem că sunt membri Consiliului Primarului General,
Noi vedem că avem aici reprezentanți de la întreprinderile municipale și respectiv, astăzi când a făcut conferința, mulți directori de întreprinderi spun că noi nu cunoaștem informația în baza cărei dispoziție în cauză. NGF-ul tot nu cunoaște. Noi am spus, păi domnul, uitați-vă, asta este dispoziția, dacă dumneavoastră doriți și nu găsiți informații, noi vă furnizăm, fiindcă noi am identificat-o. În baza la această dispoziție a fost creată comisia care s-a selectat 5 agenți economici. Și această informație de 5 agenți economici a fost furnizată, în noiembrie 2013, la toți directori de MGFL, uitați-vă, voi aveți de lucrat cu acești 5 agenți economici. Asta cu un an până la... Cu un an până ca Consiliul Municipal să împuternicească, primar semnează, să semneze contractul de împuternicire. Noi vedem situația similară acum, cu Berdu, proiectul de 25 milioane de euro. Primarul întâi semnează și apoi Consiliul votează. Luăm procedural, de fapt lucrurile merg invers. Întâi Consiliul votează, Sergio a expus. Avea aceste acte. Da. Consiliul votează, se împuternicește primarul general Dorin Chirtoacă cu dreptul de a semna contractele, menționat în punctul 1 a prezentei decizii. Primarul, din moment ce e votat în Consiliu, poate semna contractele din împrumut. Dar nu ce face? El întâi în 2013 semnează, creează comisii care selectează agenți economici în 2013. Agenții economici deja sunt întreprinderile municipale sunt informate deja cine o să facă lucrările și de abia în 2014 Consiliul împuternicește primarul semneză. Domnule Tofilat, și în cadrul evenimentului de astăzi ați propus niște date destul de interesate raportate la blocurile care au beneficiat de schimbarea geamurilor și a ușilor, da? Astea erau obiectivele. Până la urmă există, din câte am reușit eu să mă documentez, 3 categorii sau chiar 4 a blocurilor care nu există, a blocurilor care au beneficiat și a celor care nu au beneficiat în general, da? Haideți să ne spuneți mai multe. Cum este posibil? Deci am pornit de la faptul că, iată, pe 17 decembrie 2015 pe site-ul primăriei a fost publicat un comunicat în care ne se spune, suntem informați că au fost schimbate integral geamurile din locuri de uz comun în 206 blocuri de locuit. Proiectul în general prevedea că trebuia să fie din 2014 până în 2019 schimbate la peste 1700 de blocuri ușile și ferestrele. Bun. Noi ne-am adresat la direcția locativ comunală să ne dea lista, adresele, care blocuri concret au fost implicate în program. S-au acordat bani, ce lucrări s-au făcut. Deci am primit adresele și am proces la la controlul în teritoriu, să spunem așa. Deci minimum pe 20 de adrese noi am văzut că nu s-au făcut niciun fel de lucrări. Banii s-au achitat, lucrări nu s-au făcut. 2 adrese, iată, colegii au depistat. În genere nu există blocuri acolo. Noi ulterior am aflat că acele blocuri urmeau să fie construite. Dar ei au primit bani. Din proiectul Prima Casă, da, după documente, direcția ne informează că acolo deja s-au pus uși ferestre și bani s-au acordat. Frumos! Deci, iată, în această manieră a fost implementat proiectul MOREF. Facem un exemplu cum se execută astfel de proiecte la vecinii noștri, în România, în Iași. Iată, eu am luat curierul de Iași și aici e dat planul de acțiune, etapele de implementare. Prima, lansarea publică a criteriilor de selecție și perioada de depunere cererilor. Adică primăria anunță inițierea concursului și toți doritorii, toate asociațiile de locatari pot depune documentele. De ce trebuie primarul să hotărască? La ăștia facem, dar la ăștia nu facem. Plătim doar în bugetul municipal cu toții. Sau că trebuie să fie niște reguli de joc aceleași pentru toți. Pe urmă, depunerea cererilor de asociații, deci oamenii pregătesc documentele și depun, se face analiza care sunt eligibili și care nu, și după aceea se declară public lista blocurilor care au câștigat concursul. Deci noi pentru asta trebuie să avem o comisie de selectare care să întrunească oameni competenți, nu secretari de-a cuiva sau funcționari care stau bine interesați. Exact. Să fie niște persoane competente și într-adevăr să facă un concurs public frumos și eficient. Deci noi într-adevăr avem nevoie de proiecte de eficiență energetică în Chișinău. Pentru că astăzi lumea plătește foarte mult. Noi consumăm de 2-3 ori mai multă căldură la metru pătrat comparativ cu țările din Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să reducem drastic pierderile de căldură din simplu motiv. La noi sistemul de distribuție merge pe verticală, la cineva sus e prea cald și el deschide fereastra,
Până ajunge apa caldă jos, e deja sărăcește și caloriferele sunt reci. Plus, blocurile sunt construite încă pe în anii 80-90. S-a făcut în grabă. Dar avem unele blocuri sau avem primele blocuri care se schimbă acest sens. Da. Deci, este, da, într-adevăr, este necesar să schimbăm calitatea serviciilor și să facem distribuția pe orizontală a căldurii, ca fiecare om să-și poată regla temperatura, să aibă contor, exact, să plătească atât cât a consumat. Mai mult ca atât, termoelectrica, deja a realizat proiect pilot la 3 blocuri, anul trecut. Ei au schimbat doar sistemul de distribuție, l-au pus pe orizontală. Facturile au scăzut cu 30-40%. Fără termoizolarea blocului, fără schimbarea LED-urilor, reparația acoperișului, subsolului și mai departe. Deci deja sunt rezultate. Termoelectrica ne scrie, noi ne-am adresat și lor. Ne scrie, primăriei ignoră. Iată, poftim. Răspunsul din 29 decembrie. Implementarea proiectelor și țin de eficiență energetică a clădirilor din Chișinău, fără a lua în considerare implicarea și valorificarea potențialului companiei termoelectrică, reprezintă o abordare greșită. Da? Nu presupune implementarea măsurilor de menire a eficienței energetice pe deplin și nu va duce la atingerea rezultatelor scontate. Deci primăria ignoră deja rezultatele care le-a obținut termoelectrica pentru că ei nu sunt interesați să facă într-adevăr un proiect de eficiență energetică din care să avem de câștigat cu toții. Da? Se primește așa că, făcând analogie cum s-a realizat proiectul MOREF, primarul va semna un ordin prin care își alege el componența comisiei. Această comisie numită de primar, ea va selecta 1, 2, 3, 5 antreprenori care o să facă lucrări, le-a dat lista la sau cel puțin teoretic le va face, noi vă dăm bani, noi vă spunem cu cine să lucrați și tot ei o să controleze lucrările. Deci așa nu merge. Domnule Cușnir, unde au ajuns acești bani? Avem blocuri, spunea și domnul Tofilat, care măcar nu există în realitate. Celelalte blocuri în ce situație se află? Ați fost la fața locului, știu că ați investigat. Noi am investigat, din păcate, din lipsă de resurse, n-am avut ocazia să investigăm toate blocurile, dar ne-am axat pe două blocuri, de pe strada Miron Costin și Bogdan Voivod 2 Bărădoi. Aceste blocuri sunt în gestiunea întreprinderii municipale numărul 20. Respectiv, identificând lista de agenți economici care au fost selectați de către comisie, nu ne-a fost greu să identificăm care a lucrat această întreprindere. Respectiv, noi am cunoaștem la ziua de azi că întreprinderea a achitat nu 30%, conform legislației, legii de achiziții publice, agentul economic, înainte de lucrări, domnilor urma să finisez lucrările, deja venea să face actul de constatare și respectiv s-a achitat următoarea sumă. Lor le s-a achitat integral toată suma, 100%. După ce a fost această sumă achitată, acest agent economic n-a proces la propriu-zis lucru, n-a schimbat nici ușile, nici ferestrele. Dumnealor a dispărut pe arenă. Astfel încât MGF-ul a fost nevoit să dă în judecată deja această companie, CSRL. Dând în judecată, la prima instanță, s-a evit că agentul economic este... falimentat. În proces de insolvabilitate. Și respectiv, pe de o parte, noi ce avem? Noi avem bani achitați din bugetul municipal pentru anumite lucrări. Noi avem agent economic care a... și-a onorat angajamentele. Desigur. Și în urma urmei avem consumatori care nu au beneficiat de produsul final acestui proiect. Că proiectul MOREF, de fapt, e un proiect foarte bun și interesant. Și respectiv ce avem noi acum? Că agentul economic nu și-a făcut treaba. Dintr-o parte, noi nu putem să-l obligăm fiindcă el este falimentat, dar primăria plătește credit și primăria plătește dobândă. Domnule Cușnir, pe mine în calitate de cetățean mă duce la un gând. E o schemă de spălare a banilor? Eu nu pot să mă expun ferm că este o schemă de spălare a banilor. Sau este o indiferență dar funcționarelor? Eu să fi fost în această comisie de selectare agenților economici, desigur, mi-aș pune câteva întrebări. Gen, prima, experiența de lucru agentului economic. De când este fondat, are experiență de lucru, dacă a mai prestat astfel servicii pe piață. M-aș uita după asta, dacă care este calitatea serviciilor pe care le prestează, cel puțin la nivel de preț. Fiindcă prețurile pe care le-am depistat noi nu sunt chiar tare, aș spune eu așa, da. Și nu în ultimul rând, m-aș uita de fapt la dacă nu sunt interese ascunse.
fără doar și poate că probabil că noi o să identificăm mai târziu de fapt care sunt fondatorii sau dacă sunt alte persoane din cadrul primăriei care au avut interesul de a face anumiți bani pe seama acestui proiect. Vă rog, domnul Tăsăr. Asta, în primul rând, noi avem legislația în vigoare de care trebuie să conducă autoritățile publice. Și în legea privind achizițiile publice și în regulament e scris foarte clar. Se acordă un avans, nu știu, 25 sau 30% din lucrări, după ce se realizează tot, deci la finalizarea lucrărilor, când se semnează procesul verbal de recepție a lucrărilor, după aia se achită ultima sumă. La noi situația denotă faptul, iată, am intrat în posesie și unui contract dintre MGFL și agentul economic, suma a fost achitată integral. Deci este clar o încălcare a legii privind achizițiile publice. Acum întrebarea este, dar cine a hotărât să facă lucrul ăsta și de ce firma până la urmă n-a făcut lucrările? Bun, pe noi nu ne interesează atât aspectele legale, juridice, dar am constatat că sunt niște încălcări. Mai departe, cred că e treaba organelor de anchetă să se clarifice cine se face vinovat și să recupereze banii. Exact. Că, părerea mea că dacă vom începe a analiza fondatorii, beneficiarii acestor 5 companii care au fost desemnate să facă lucrări, eu cred că putem să ajungem la surprize gen grad de rudenie cu unii funcționari publici. Bun, asta pe noi nu ne interesează. Ne interesează, dar într-o manieră mai mică. Pe noi ne interesează ca proiectul ăsta BERD de 25 de milioane euro să nu repete soarta proiectului Morev. Deci au fost, noi am depistat încălcări fără a avea acces la contabilitatea MGFL-urilor, să vedem cine a transferat banii, cărei firme, când și ce lucrări s-au făcut. Deci dacă noi vom face un control la MGFL-uri, să ne punem mâinile în cap, efectiv. Și de asta am încercat să preîntâmpinăm, să sensibilizăm opinia publică și mai ales consilierii municipali și să transmitem un mesaj primăriei că astfel de proiecte trebuie, în primul rând, dezbătute public, consultate cu locuitorii orașului și explicat cine concret se va ocupa și de proiect și experiența au acestei persoane. Dacă noi să avem măcar cât de cât un nivel de control, să știm cine este responsabil dacă lucrurile nu merg bine. Dar cine ar fi trebuit lucrul să verifice? Lucrul ăsta nu se dorește la primărie. Din punct de vedere legal, cine ar fi trebuit să verifice? Domnul Cușnir. În urma fiecărui proiect este o astfel de comisie care verifică propriu-zis produsul final. Da. Comisia aceasta elaborează planul, actul de predare primire, unde se ia în calcul toate standardele în baza cărora au fost îndeplinite lucrările. La solicitarea noastră, iarăși, cine a făcut parte din această comisie către direcția locuitor comunal, vreau să spun că ei nu cunosc. Informația asta putem să o identificăm de la întreprinderea municipală, de la numărul până la 23, oricare posibil informații. Când a făcut solicitarea, iarăși, la întreprinderea municipală, și cine a făcut parte din comisia care a verificat de ce blocurile nu sunt făcute. Ei mi spun că ei nu pot să ne informații, noi putem solicităm informația asta de la direcția locuitor comunală. Noi ajungem într-așa o situație, pe un fel de clounadă. Pe noi ne-au de proști. Se ascund informația. Se ascund informația și scopul conferinței pe care am organizat-o împreună cu Sergiu astăzi a fost atenționarea opiniei publice și atât a consilierului din CMC, atât a primarului, că uitați-vă, noi avem precedent de proiect european finanțat din fondurile BERD-ului, unde, vorba aceea, v naglăm obrazie, sunt identificat 5 agenți economici, unul dintre care a dispărut de pe arenă, luând cu dânsul bani, și asta probabil poate să întâmple și la acei 500 de milioane de euro. Noi aici bine, vorbim de 500 de mii dolari. Și la atâtea abateri avem la astfel de proiect mic. Dar ce să discutăm noi când o să fie proiectul mare? Când o să fie inclusă nu 206 blocuri și nu o să fie inclusă doar schimbarea geamurilor, dar o să fie reparația acoperișului, reparația subsolului, reparația scărilor, reparația rețelelor inginerești, termoizolarea din afară, schimbarea rețelelor de încălzire de pe verticală, pe orizontală. Noi aici vorbim de bani foarte mari și noi vrem să fim siguri că comisia care să facă licitația trebuie să fie, să nu identificăm noi prin post factum prin studierea la 3 săptămâni dispozițiilor primarilor din 2017 până în 2013 ca să identificăm în baza cărei, da, o dispoziție. Da. O dispoziție în care vicele comisiei este directorul interimar al direcției locativ comunale și nu tot direcția locativ comunale spune că nu au informații în cauză. Da, adică ca să nu se întâmple astfel de situații în viitor în proiectul care el este bun, desigur, și chișinăienii îl doresc pe dânsul. Eu, personal, cu consumator, aștept acest proiect. Eu vreau ca proiectul să fie implementat. Și să existe și transparență. Și transparență, fără doar și poate. Fiindcă ceea ce facem noi acum denotă că nu este transparență. Absolut.
Domnule Cuștin, cum de se întâmplă că primăria a devenit garanta acestor contracte? Nu, asta se întâmplă pentru că noi avem dispoziția, dispoziția nu Consiliul Municipal, dar este primăria municipiului Chișinău. Da. În acea perioadă, domnul primar, cu privire la acordarea concediului anual de odihnă domnul Dorin Chirtoacă și delegarea executării atribuțiilor primarului general, viceprimarului Nistor Grozavu. Asta se întâmplă. Eu pot să mă expun ca poziția mea. Când se fac anumite gafe și pentru ca să nu numerească la mijloc primarul, să identific persoană terță, gen domnul Coteț, care îl știm unde el acum se află, să identific, din păcate, viceprimarul Nistor Grozavu, care semnează astfel de documente și respectiv în care scrie controlul privind executării prezenței dispoziții, domnul viceprimar Nistor Grozavu își asumă. Ce pretenții ne vin la Dorin Chirtoac? Dorin Chirtoac era în concediu. Domnule Tofilan, vă rog. Conceptual, e ok când primăria vine să acorde finanțare pentru astfel de proiecte, să atragă ei la rândul lor credite, granturi, numai că există cadrul legal, este hotărâre de guvern numărul 191 din 2002, care spune clar, atunci când MGF-urile primesc finanțare de la primărie, în cazul dat, nu le-a dat primăria direct, le-a garantat creditele pe care MGF-urile le-au luat de la bancă. Oricum plătește până la urmă primăria. Deci, în asemenea cazuri, MGF-urile, în primul rând, la blocurile respective, unde se fac reparații, constituie asociații de coproprietari în condominiu, încheie cu aceștia contract, da? Și din economiile pe care le înregistrează beneficiarii, da? Scade factura la energie, la căldură, din aceste economii rambursează banii către MGF-uri sau către primărie. Deci asta este conceptul. Ok, primăria vine și ajută, face lucrările în credit, dar ulterior recuperează acești bani de la beneficiari. Asta contează. Lucrul ăsta n-a fost respectat, deci primăria efectiv a încălcat hotărârea de guvern numărul 191. Și lucrul ăsta este prevăzut, apropo, și în contractul cu BIRD, este scris clar că primăria trebuie să prezinte contractele de performanță energetică. Da? Deci, despre asta vorbim, că beneficiarul trebuie să plătească, nu primăria. Și, bun, conceptual, noi când am pornit la analiza acestei stări de lucruri, materialelor, în genere, când a fost anunțat de către primărie că va fi semnat contractul cu BIRD, noi am încercat, pe cale diplomatică, am adresat o petiție primăriei, iată, pe 28 noiembrie, mai multe asociații obștiești, experți în energetică, că, stimați domni, haideți să vedem ce faceți voi acolo. Trebuie de făcut audit energetic la clădire, trebuie să vedem ce oameni, ce experiență au persoanele care implementează proiectul. Primăria ne-a ignorat. Noi întâi am analizat cadrul legal și am văzut că, stați un pic, de aici sunt multe probleme pe care primăria ori nu le-a identificat, ori nu s-a dorit, dar eu cred că mai degrabă nu s-a dorit. Deci, eu cred că nu le-am identificat de lipsă de specialiști, probabil că... 21 decembrie noi am făcut o conferință de presă unde am explicat că doar 19% din toate blocurile din oraș, din 3600 de blocuri, sunt organizate, deci pot beneficia de proiecte de eficiență proiect energetică, dar pentru că sunt înregistrate ca asociații de coproprietari în condominiu. Nu, de ce asta este? Și Ianuș a menționat că la Direcția Locativ Comunală există o subdiviziunii care se ocupă de reorganizare, care se ocupă de reorganizarea asociațiilor de la bloc în asociații de coproprietari în condominiu. Legea este din 2000, legea privind condominiu, care spune clar despre reorganizare. Primăria are serviciu aparte și câte blocuri au fost, câte asociații au fost constituite? Întrebarea noi a răspuns, nu că întrebarea, situația, noi am expus situația, noi nu punem întrebări, noi pur și simplu identificăm și constatăm. Că municipiul Chișinău, la moment, avem patru forme de administrare a fondului locativ. Da. Prima, cea mai mare, este întreprinderea municipală pentru gestionarea fondului locativ. Aproximativ 48% din numărul total de blocuri. Noi avem în Chișinău 3600 și ceva. De blocuri, aproximativ jumate sunt gestionate de întreprinderea municipală. După care merge 1909, parmi asociațiile proprietare a locuințelor privatizate. Asta este o formă din 93. Iată. După care merge cooperativa de construcție a locuințelor. Această formă de proprietate a fost votată în 1983 de Consiliul Suprem a Miniștilor RSSM.
Deci noi la moment noi numim capitală europeană, dar noi avem decizii luate atunci. Noi avem noi ne conducem. Da, noi ne conducem, noi după legile altui stat, așa spunem, da? Și este ultima formă din 2000 care este legală, este bazată pe legea condominiu în fond locativ. Asociații de coproprietari în condominiu, care, cum a spus Sergiu, sunt 19% la moment. Deci numai acestea pot beneficia. Numai acestea pot beneficia și noi am făcut solicitare către primărie și către direcția locativ cum ne întrebăm, domnilor, noi suntem în 2016, noi am fost solicitarea în decembrie 2016 și spuneți, suntem în 2016, spuneți-mi, vă rog frumos, voi de la direcția locativ comunală, care aveți serviciu care se ocupă cu proprietarii, care intră în obligația lor reorganizarea fondului locativ. Din 2000, de când e legea, până în prezent, câte blocuri voi ați reorganizat? Și răspunsul lor, noi am reorganizat 30 de blocuri. 10 blocuri cooperative de construcție locuințelor și 20 de blocuri asociații de proprietari locuințelor privatizate în ACC, conform lege. Timp de 16 ani, 30 de blocuri. Domnule Tofilat, acest proiect despre care spuneam mai devreme, despre schimbarea geamurilor și a ușilor, continuă și în acest an sau va continua și în acest an? Exact întrebarea asta noi am adresat-o Direcției Locativ Comunale. După comunicatul primăriei din decembrie 2015, proiectul este până în 2019. Direcția Locativ Comunală afirmă că nu se vor mai face lucrări, deci proiectul de ce? În anul curent nu va mai activa. Nu știu din ce cauză, probabil s-au comis prea multe încălcări și există dubii, există suspiciuni că s-au furat și niște bani. Și atunci pot fi atrase la răspundere persoanele responsabile. Nu știu, rămâne să ne spună membrii acestei comisii sau direcția sau viceprimarul Nistor Grozavo, care este responsabil direct de acest proiect. Totodată trebuie să menționăm că o chestie foarte interesantă. Deci după ce s-a semnat contractul cu Berd în decembrie, 6 decembrie, așa, în primărie, primăria a încercat să impună Consiliul să voteze pe la mijloc de decembrie strategie energetică. Nenumărate PAED, da. Planul de acțiuni pe energie durabilă. Așa, iată acest document. Iată nume PAED-ul ăsta și prevede, după cum ne spune nouă primarul, investiții de 500 de milioane de euro. Întrebare, de ce el nu este finalizat? De ce întrânsul nu se vorbește nimic despre reorganizarea fondului locativ, că numai 19% din blocuri noi putem să le admitem la proiect? De ce aici cifrele, bugetele indicate în anexă sunt puse arbitrar, adică absolut deloc nu sunt argumentate? Da? Și de ce autorii PAED-ului, primind de la noi pe 14 decembrie scrisoare cu lista de propuneri, până în prezent n-au făcut nimic? Da? Deci, pur și simplu, nu este dorință din partea primăriei. Noi așa interpretăm. Iată, setul de propuneri înaintat pe 14 decembrie autorilor. Așa. Nu este dorință de la primărie pentru a face lucrurile transparent, ca lumea să cunoască. Dar ce se întâmplă? Domnule Tofilat, chiar în debutul acestei emisiuni spuneați că și în luna decembrie ați mai desfășurat o conferință. Mă interesează, pe marginea celei anterioare, dar și pe marginea celei de astăzi, aveți vreo reacție a primăriei? Ați încercat să contactați cu reprezentanții acestora? După ce am făcut noi conferința din 21 decembrie, am atenționat despre problemele în fondul locativ. Primarul a fost foarte nemulțumit că noi, după cum spune el, inducem lumea în eroare, că iată, blocurile locative nu fac parte din acest proiect. Acuzații nefondate. Absolut. Săptămâna trecută noi am aflat că, de fapt, vor fi și blocuri locative. Astăzi am înțeles că au fost numite și vreo 4 adrese. Da, aici eu nu pot să mă abțin de la comentariu. Da, chiar vă rog. Urmărind ședința de luni a primăriei, când a fost solicitată managerul de proiect să apropie cu lista adreselor care urmează, blocuri locative care urmează să fie implementate, domnul nu era pe loc. Ea fugea pe coridor să vii să aducă adresele. Și așa s-a primit că în adresele în cauză era inclus blocul unde locuiește părinților Dorin Chirtoacă. Și domnul lui spune, băi, domnilor, stați o secundă, vă și vreți să oamenii să mei de râdere, scoteți blocul ăsta, deci, direct în ședință. Asta ce aici denotă faptul că dumnealor nici nu au un mecanism de identificare, de selectare a blocurilor, după care e principiul. Eu am spus, noi decidem blocul ăsta, dar ce se întâmplă în cazul în care pe strada Dimo 1/1 care a fost sortat ca bloc? Oamenii nu o să vor. Nu vor vrea să, din punct de vedere financiar, nu o să ai posibilitatea.
sau ei nu doresc să organizeze acum în asociații cu tare în condominiu, fiindcă ei sunt MGFL. Da, dar ei au venit cu unele explicații raportate la modul în care au fost selectate aceste blocuri. Ei au venit cu răspunsuri cum au fost selectate școlile, grădinițele, spitalele. Dar la blocuri nu au formulă de implementare. La moment nu este formulă de implementare sau de identificare a potențialului bloc care poate să participe. Nu este la moment astfel de formulă. Cum i-au identificat aceste patru blocuri? Eu nu înțeleg. Deci, pe de o parte, primarul spune, după conferința din decembrie, spune că acest proiect 25 milioane vizează doar nu blocuri locative, dar doar școli, grădinițe, spitale. Noi vedem în februarie, deja apar și blocuri. Eu nu înțeleg, câteva milioane s-au regăsit pe acolo în plus. Nu și este necesar de blocuri. Și ele mai tare le iubesc pe primar, sau nu știu, nu găsesc alte explicații. Deci, pe de o parte, deci ce mă deranjează personal pe mine? Pe de o parte, noi vedem retorica Partidului Liberal, că noi vrem unirea, noi vrem, iată, în România să facă lucrurile bine. Ok, domn primar, în România, în Iași, lucrurile se fac transparent, se face un concurs public de selectare a blocurilor. Voi care pretindeți că vreți să fie ca în România, faceți lucrurile total invers, pe sub masă, hotărăște, chirtoacă sau cine acolo din subordinea lui, care blocuri nimerești și care nu. Astăzi, astăzi, în cadrul acestei conferințe de presă, ați pomenit și despre riscurile contractinilor cu BERD. Haideți să ne pronunțăm, haideți să explicăm telespectatorilor care ar fi el, în ce ar consta. Să începem cu aceea, că primarul a semnat contractul fără aprobarea Consiliului Municipal. Contractul dat încă nu este valabil până ce nu se votează de Consiliu și până ce nu este avizul pozitiv de la Ministerul Finanțelor. Sunt două aspecte. Deci cu avizul de la Minister, împrumutul trebuie să corespundă cu strategiile multianuale de dezvoltare. La noi, PAED-ul nu e aprobat de Consiliul Municipal, studiul de fezabilitate nu e discutat în Consiliul Municipal. Deci, Ministerul Finanțelor nu are cum să dea un aviz pozitiv la contract. Ce semnăm noi dacă noi nu știm ce vrem să facem? Unul la mână. Doi, o familie care vrea să ia ipotecă, am să duc un exemplu, da? Care vrea să iei credit la banc, să cumpere apartament. Cum se procedează? Întâi soțul cu soția discută și convin și după aia merg la bancă. Sau întâi se duce soțul la bancă, discută, semnează contract și pe urmă vine să o convingă pe soție că hai dă-mi te rog acordul. Păi dacă este o familie, înseamnă că trebuie să fie din start discutate condițiile și cum. Exact același lucru este și la primărie. Când primarul vrea să implementeze un proiect, îl consultă cu membrii Consiliului Municipal, convin asupra condițiilor și după aia se apucă de contractat, de semnat, de pregătit și așa mai departe. Nu invers. Nu poți să pui căruța înaintea calului. Precum a făcut-o cu MRF-ul. Da, ceea ce se întâmplă, eu personal o interpretez ca un șantaj din partea primarului asupra Consiliului Municipal, că el, iată, chipurile vrea să facă bine orașului, dar Consiliul blochează. Nu. Nu este... Deci sunt o mulțime de lacuni și riscuri că plătim în buget cu toții bani, impozite, bugetul va rambursa acest credit, dar primarul hotărăște cine să se ocupe de proiect și care blocuri vor nimiri și care nu. Și ce antreprenori vor efectua lucrări. Deci, referitor la contract, pot să spun că deja primarul încalcă. Este la pagina... Care sunt aici aspectele? Haideți să explicăm. Unul cel mai simplu. Noi pe 29 noiembrie am înaintat petiții. Vrem dezbateri publice privitor la proiect, să înțelegem pe cine primarul numește responsabil și care sunt criteriile de selectare a blocurilor, cine verifică calitatea și așa mai departe și așa mai departe. Contractul ne spune foarte clar, pagina 39, că primăria e obligată să anunțe BERD-ul în caz dacă obține sau primește petiții de la locuitori și asta cumva are tangențe cu proiectul. Și timp de 10 zile să informeze BERD-ul. De pe 28 noiembrie au trecut fix 3 luni de zile. Primăria nici nu are de gând să discute cu societatea civilă. Deci ea deja încalcă un punct din contract. Mai departe, tot în contract este scris la pagina, dacă își răspund, dacă nu greșesc, e 28. Că înainte de acordarea primei tranșe, primăria este obligată să prezinte contractele de performanță energetică. Adică să lămurească în ce mod beneficiarii din blocurile care vor fi selectate vor contribui la rambursarea împrumutului. Deci să vedem proiectele de contract, să înțelegem cine și de ce răspunde și cum are loc acest proces. Niciun fel de contracte nu au fost publicate și nimeni nu știe de ele. Și cel mai interesant, pagina 12,
Dar am să citesc în engleză și după aia tradus. Traduc. Unless otherwise agreed by ABRD, disbursements shall be made to the relevant contractor of the city, except if the city is seeking reimbursement of expenses already paid to the relevant contractor. Acum traducem. Primăria are voie să achite avansuri la agenții economici selectați din comisia care o dorește Dorin Chirtoacă și după aia Berdu compensează aceste plăți. Da? Deci exact este riscul, cum s-a întâmplat și la Morev, că primarul va numi comisii, ei vor hotărâ care blocuri, care agenți economici vor face lucrări, banii se vor achita și după aia Berdu compensează. Deci iată așa la noi se implementează proiectele Berdu. Netransparent și cu încălcarea legislației. Domnule Cușnir, care trebuie să fie așteptările reale de la aceste proiecte? A cetățenilor, a concetățenilor noștri. Eu mă cataloghez pe mine ca consumator. Da, vă rog. Respectiv, dacă eu aș fi auzit de acest proiect, eu aș fi cointeresat ca blocul meu să participe la acest proiect. Dar iarăși, când înțeleg că costurile proiectului se vor pune pe spatele consumatorilor, eu aș fi dorit ca costul propriu zis să nu fie subestimat de agentul economic, precum avem cu Moreful, avem niște prețuri că bine mersi, stau bine agenți economici, nu știu de ce ei s-au închis. Și respectiv, eu aș vrut ca proiectul în cauză să fie un proiect de succes, astfel încât beneficiarul final să fiu eu consumator, dar nu un agent economic oarecare, cum a spus Dorin Chirtoacă, care o să aibă următoarele criterii. Numai puțin 10.000 de apartamente construite, numai puțin de o perioadă X pe piață. Eu propun să nu mergem departe, deschidem site-urile deputaților din Parlament care sunt directori de companii de construcție. Vedem CV-ul companiei și dacă coincide cu declarațiile primarului. Nu vreau să spun cu un așa ceiași, dar mă tem că lucrul așa să meargă. Da, asta e foarte simplu. Când se face un tender și e special făcut pentru o anumită companie, exact, iată, vrem să cumpărăm mașină, dar trei roți să fie albastre și una să fie roșie. Știți? Exact același lucru se întâmplă acum. Și comisia poate să facă, fiindcă aici este stipulat că primarul poate să aloce bani din contul bugetului municipal, cu apoi ca Berdu să întoarcă bani înapoi și efectiv să ajungă înapoi în Consiliul Municipal. Ideea care e că primarul poate să sorteze deja în baza unei dispoziții o comisie, comisia să identifice agentul economic, agentul economic deja să apucă de lucrări în aceste spitale grădiniță, dar noi încă stăm aici și discutăm despre cum ar trebui de făcut. Primăria ignoră totalmente solicitările noastre de a organiza dezbatere publice și de a include și poziția noastră ca societate civilă, astfel încât noi interesăm peste o perioadă că băieți noi cât discutăm, uitați, deja de-am s-a făcut spitalul X, grădinița YZ și deja e târziu să mergem mai departe. Aici lucrurile stau destul de simplu. Deci, în primul rând, dacă primarul o să facă lucrul ăsta, o să fie o chestie ilegală, nu are dreptul el să decide să includă, să cheltui banii publici înainte ca acest lucru să fie aprobat de Consiliu. Și în afară de asta, contractul ăsta poate să fie semnat. Berdu poate să aloce bani primării, dar atâta timp cât Consiliul nu și-a dat acordul, contractul ăsta nu este valabil. Și primăria nu este obligată, adică bugetul municipal nu este obligat să ramburseze Berdul în niciun bănuț. Lasă ei să ducă de la Chirtoacă să ramburseze creditul. Domnilor invitați, mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vroiam să revenim de fapt un pic la locatari și la forma de rambursare, pentru că spuneați o parte din bani va trebui să ramburseze și ei. Cum va avea ea loc? Dacă până mai ieri achita, de exemplu, nu știu, zic arbitrar, 2000 de lei, astăzi va achita 1700 și plus anumite dobânzi, cum se eu va calcula? Eu o să încep poziția oficială, dar Sergiu, noi deja să expună poziția noastră, în calitate de experți. Primăria s-a expus în felul următor. Din suma acordată de 500 de milioane de euro de către BRCB, hai să luăm proiectul de 25. Urmează că, eu spun oficial care este poziția, 60% vine partea componentă BRCB, 30% vine investiția primăriei și 10% spune pe spatele deja propoziția consumatorului. Asta e poziția oficială. N-am văzut un document în acest sens, dar la orice proiect de eficiență energetică, în primul rând, ele se realizează, se face termoizolarea, schimbarea, adică efectul să fie o factură mai mică la căldură. Dacă omul plătea 1000 de lei, el trebuie să plătească 400-500 de lei. Se realizează o economie și din această economie beneficiarul, adică locuitorul, plătește, rambursează creditul. Asta este logica. Deci trebuie să existe, în primul rând, asociații de locatari în acel bloc,
toți își dau acordul că vor să facă, să participe la proiect, să execută lucrările și asociația achită timp de 5-10 ani creditul. Domnilor, invitații, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimații telespectatori, a fost emisiunea În Direct. Sunt Vlad Madan. O seară bună alături de noi.